Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Mombazu, joculețul ăla care seamănă foarte mult cu My Summer Car. Astăzi am ceva foarte special pentru voi, pentru că urmează să vă arăt noua casă. Am introdus o nouă casă pe care o vom lua și de asemenea vreau să vă arăt și faptul că putem tracta mașini și o să mergem să luăm o mașină specială și să mergem cu ea la derby, pentru că vreau să văd care mașină e mai rezistentă. Va fi un derby de la special în care va trebui să ne izbim cu mașinile și să vedem care rezistă. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Hai să vedem, îi dăm aici pe continuu. Și am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior în care am căutat ouă de Paște și per total acest update putem să spunem că e mai cu tematică de Paște, după cum se poate observa. Dar hai să vedem dacă reușim la episodul de astăzi să strângem peste... Hai să vedem. Nu o să vă dau un target de like-uri la episodul de astăzi, vreau așa. Dacă fiecare dintre voi apasă pe butonașul de like, chiar în momentul în care eu deschid calculatorul, fiți atenți, o să deschid calculatorul, și când deschid calculatorul, voi apăsați pe butonașul de like. Să vedem câte like-uri se vor strânge, de curiozitate, da? Hai, sunteți pregătiți? Fiți atenți că apăs pe buton, da? Hai. 3, 2, 1 și like. Opa, s-a deschis calculatorul. Hai, merge? Merge mai greu, că e cam vechi, dar eu zic că a funcționat trebușoara. Bun, hai să vedem, închidem aici frumos și o să trebuiască să... Nu o să-mi iau BMW-ul cu gene astăzi, nu cred, pentru că avem alte treburi. Și anume, observați că noi data trecută am făcut rost de această remorcă. E o remorcă micuță de tractare și practic îți urci altă mașină aici și o tragi cu această mașină. E destul de interesant sistemul și sincer să fiu, până acum nu exista o variantă ușoară de a duce o mașină unde vrei tu să o tractezi și nu puteam să mai aduc mașini la casă. Și acum poți să faci chestia asta, dar noi o să mergem cu mașina, o să vă arăt ce mașină, că trebuie să o tractăm. O să mergem cu asta, luăm mașina respectivă și mergem la acel derby special, pentru că doar cu acea mașină poți să mergi și doar sâmbăta se pot face înscrierile. Adică e un piculeț mai complicat și mai complex. De asemenea, poate dacă avem timp, o să punem și capota aceea transparentă să se vadă motorul la BMW-ul nostru drăguț și cred că trebuie să mergem să punem și niște benzină și să luăm și asta de benzină. Avem treburi de făcut în episodul de astăzi. Mă bucur că vă place în continuare Mombazu și ce mă bucur cel mai mult e faptul că în continuare developerul updatează jocul, pentru că e foarte importantă chestia asta. Dacă stai să te gândești, sunt foarte multe jocuri care, bă-s mișto, dar după o perioadă, ce se întâmplă? Jocul respectiv nu mai este updatat și nu mai e ce să faci în jocul ăla. Pe când în Mombazu, aș putea spune că n-ai treabă, n-ai nicio problemă și chiar ai ce face. Până acum trebuie să întoarcem așa și trebuie să am grijă puțin pentru că na, acum o să fie condusul diferit. Vă imaginați și voi că în momentul în care conduci cu o remorcă e total diferit, pentru că trage mașina într-o parte, observați și voi. Acum i-am dat să merg cu a treia, dar tare mi-e frică că mă duc pe aici printr-un șanț și n-aș vrea să se întâmple chestia asta. Pentru cei ce n-au văzut episodul anterior, de asemenea acum mai nou avem AI în trafic. Asta înseamnă că o să avem mașini pe stradă și trebuie să avem grijă să nu cumva să facem accident, dar dacă mergem mai liniștiți puțin, ar trebui să fie totul ok și să fie în regulă. Ia să vedem și o să trebuiască să mergem în zona de scrapyard. De acolo o să luăm o mașină. Ama nu știu dacă voi mai țineți minte mașina respectivă de la scrapyard. Sunt foarte curios câtă lume o mai știe și sunt tare curios dacă să reușim să o ducem de pe munte, pentru că practic eu trebuie să mă duc cu remorca asta pe munte și să aduc mașina în felul acesta și să o duc la destinație, înțelegeți voi? Deci, nu știu ce să zic și dacă vă întrebați, bă Max, dar de ce nu te-ai dus direct? În primul rând că dacă mă duc direct îmi rămâne o mașină acolo și în al doilea rând, mașina aceea se supraîncălzește. Asta înseamnă că mergi puțin cu ea și gata, deja ți-a murit motorul. Și asta e nasol, pentru că, ia gândiți-vă puțin, mergem 2 metri, gata, a murit, mergem 2 metri, a murit. Adică nu e afacere să mergi cu mașina respectivă pe drum lung. Mașina respectivă este făcută strict pentru această competiție și o să vedeți că acum mai nou a primit și un update, are și un număr pe care l-au pus deasupra mașinii pentru a ști ce mașină concurează la concursul respectiv. Asta e să vedem noi pe unde trebuie să mergem, că... Drumul acesta este destul de anevoios, după cum se poate observa, și mai ales că mergem și cu remorca. Da, eu tare sper să nu ne răsturnăm în momentul în care mergem cu mașinuța noastră. Oricum o să trebuiască să mergem prin oraș și când ajungem în oraș o să și alimentăm, pentru că, na,
nu știu exact dacă are benzină, dacă nu are benzină, mașinuța asta. Trebuie să ne facem datoria să alimentăm și să fim cu toate chestiile perfect așezate. Și pe asta o să mergem la noua casă. O să vedeți noua casă, acolo o să ne așezăm, o să dormim câteva seri acolo probabil. Dar știi ce? Cred că am să întorc mașina asta și o să ne întoarcem pe unde am venit. Și vedeți că eu nu mai pot să dau cu spatele cu remorca asta, deci practic trebuie să ai puțină grijă. Și vine ceva de genul ăsta, tragem frâna de mână, mai frumos. Hai să vedem, parking brake, release. Trebuie să fie pusă, așa. Astea să stea și ele un pic mai într-o parte, dacă se poate. Și hai să vedeți mașinunța. Și vedeți că avem aici sus un număr de competiție. Hai să vedem, aici trebuie să dai de manet, așa frumos, de așa, bam. Apeși pe start. Mamă, că pornește. Nu știu benzina, acum îți dai seama cât ai. Că aici chiar nu mi-arată nicăieri. Da, să sperăm că are suficient. Oricum v-am zis că mergem în oraș să alimentăm, deci ar trebui să fie ok. În principiu. Bun, și acum să avem grijă. A, și fiți atenți, mașina asta e singura mașină din joc care se poate boți. Deci în momentul în care să mergem la concursul acela, o să se boțească mașina asta în ultimul hal. Credeți-mă. Și acum problema este că să am grijă cum urc mașinuța. Trebuie să vedem. Trebuie să o urcăm și pe aia să tragem frâna de mână. Și urcăm puțin, puțin de tot. Se face așa și acum attach vehicle. Bun, ar trebui să funcționeze pentru că am închis rampa. Gat. Și acum, practic, vedeți, i-am prins roțile aici. Ar trebui să nu se mai desprindă orice s-ar întâmpla. Doar că trebuie să ne urcăm în mașină să oprim motorul. Nu mai e nevoie de el. Și să n-aibă frâna de mână trasă, că după aia blochează roțile și nu putem să mergem. Bun, și acum ne urcăm aici și îi dăm. Ia auto. Altă viață să poți să-ți duci așa mașinile. Că știți, mereu găseam mașini. Bă, frate, dar dacă eu nu le pot tracta să le duc unde vreau eu, asta însemna că trebuie să mă duc mereu pe jos, ori pe jos, ori altă variantă nu aveai decât să-ți aduci mașinile în oraș și să faci traseul până în oraș. Dar era un pic aiurea, știi? Pe când acum, da, o să încerc să merg un pic mai încet, dar se vede acolo în spate, da? Deci, o ducem frumos și trebuie să mergem cu ea în oraș. O să merg și mai repede, dar mi-e un pic frică, știi că na. Îl avem pe băiatul nostru aici cu piese auto. Bă, am înțeles că am modificat puțin și scena de curse de noapte. Dacă vreți, în episodul următor o să încercăm să mergem la cursele de noapte cu BMW-ul nostru extra tunat. Să vedem ce s-a mai modificat. Vezi cum am băgat un pic de viteză? Cum avem mici, mari probleme? Da, nu avem probleme deloc. Putem să mergem fără griji. Uite așa pe aici, așa. Bam. Parcăm. Că nu trebuie să mă duc fix la pompă, că n-am nevoie. Bun. Frâna de mână trasă și scoatem ăsta. Așa mai vii de acasă, mă. Să poți să tractezi mașinile și să poți să faci ce vrei tu. Mi se pare mult mai ok sistemul ăsta față de ce aveam înainte, știi? Pentru că înainte, bă, frate, vrei să-ți faci o treabă, nu puteai. Acum e altă treabă. S-a modificat sistemul și mi se pare că e mult, mult mai bun. Bun, umplem aici frumos astea. Eu le umplu doar că în cazul în care vom avea nevoie. Acum nu știu dacă chiar o să fie nevoie de ele. Păi și o să trebuiască să-mi cumpăr și niște maple syrup și cred că o să oprim și la stația aia de snack-uri. Pentru că în momentul de față nu prea avem ce să mâncăm. Că nu m-am gândit să-mi iau de acasă. Trebuia să mă fi gândit. Dar asta e, de acum n-am mai ce să faci. Astea s-au umplut. În mașina propriu-zisă n-am de ce să bag benzină încă. Deci cred că suntem ok din punctul ăsta de vedere. Bun, punem asta aici. Uite mă, spray-ul meu roșu. Îmi căutam spray-ul roșu și nu știam unde e. Păi și apropo, dacă tot avem ăsta așa, hai să ne luăm frumos. Să ne facem și o mică modificare dacă tot suntem aici. Să facem așa frumos geamurile cu galben, corect? Aute, altă viață. Altă viață. Ia uite-vă cum face frâna. Cum face frâna, se duce mașina în toate părțile. Bun. Și mergem să luăm de aici fain frumos. La snack delivery. O să le luăm pe astea. De fapt, una dintre ele o mănânc direct. Iar astea la alte ar trebui să ne ajungă. Și bang. Ok. Hai să le luăm și pe astea la alte două. Și ar trebui să fie totul în regulă. Să vedeți cât de mișto o să fie cursa.
Bine, nu e o cursă propriu-zisă, v-am zis, e un fel de derby. E un derby în care trebuie să te bușești cu alte mașini. E o chestie specializată, de se întâmplă. Nu cred că la noi în țară există așa ceva, dar în America, să știți că există. Autobuzul de școală, dacă mă țineți minte că l-am văzut data trecută, dar nu știu exact care e faza. Și am observat că m-am mai jucat. Azi e vineri, deci practic vineri stai aici, sâmbătă stai aici și duminică, dar după aia luni, de luni până vineri, autobuzul nu e aici. Deci cineva face jobul de autobuz, dar cum ai putea să faci chestia asta? Adică nu, n-am văzut o opțiune să poți să conduci autobuzul, cel puțin pentru moment. Nu știu, să-mi scrieți în comentarii dacă știți voi vreo informație sau dacă știți cum se poate face, dar pentru moment cel puțin n-am văzut să poți să conduc autobuzul respectiv și chiar aș vrea, că mi s-ar părea interesant să poți să stunezi propriul tău autobuz. Chiar ar fi ceva diferit față de ce am mai jucat până acum, dar na, aștept ori să bagi opțiunea în joc, poate nici nu e băgat opțiunea în joc, ori cine știe. Trebuia să merg pe acolo, dar gândiți-vă că de atunci pun frână. Eu încă pun frână, ca idee. Atât de mult i-a luat să pună frână. Stai cu minte, nu vezi că întorc? Ia uite-l pe ăsta. Măi, prietene. Deci mă vedea că întorc. Bine, n-am voie să întorc aici, dar hai să zicem. Mă vedea că întorc și el ce zice? Bă, să intre și mai mult. Stai cu minte că fac aici manevra. Când facem manevra, trebuie să aștepți și tu. Asta e situația. Bun, și voi țineți minte locul ăsta, pentru că noi am mai fost aici. Este zona în care am făcut curse cu BMW-ul. Dar acum mai nou s-a modificat o zonă în care poți face derby cu această mașină. Și mașina veche o să observați că e dezasamblată. Nu știu de ce mi s-a dezasamblat. Probabil s-a băguit ceva la salvare, dar ideea este că eu oricum am toate piesele aici și nu o să fie nicio problemă. Bun, deci avem toate astea așa, frână de mână și putem să eliberăm mașina acum. Hai să o eliberăm. Bam, dăm drumul de aici. Hai. Opa, detach the... Deci trebuie mai întâi să detașăm ăsta. Punem așa rampa. Și acum intrăm în mașină și o scoatem de pe rampă. Ia să vedem. Dăm drumul la motor. Dăm cu spatele. Asta zic. Și practic acum mi-am adus mașina exact la locația pe care am vrut-o. Uitați-vă cât de tare e chestia asta, știi? Și, nu știu, mi se pare că e mișto toată șmecheria asta. Stai să dau cu spatele și să-mi poziționez mașina exact aici, pentru că, nu, aici se va întâmpla treaba. Frâna de mână să fie trasă și, practic, n-ai uși, n-ai nimic la mașina asta, e așa. Și uitați-vă. Derby Demolition se numește, deci, practic, îmi zice așa, mașina este mai slabă în față, deci, practic, fața se va buși mai repede și îți vei lua mai mult damage. N-ar trebui să te dai jos din mașină sub nicio circumstanță și să te distrezi. Îmi place aici e faptul că avem deja curent electric. Adică ai curent electric fără să plătești nimic. Deci practic zona asta e cu curent, cu tot ce trebuie, gratis. Ai și radio, ai și frumos o ușă. Nu știu dacă aș... Cred că aș putea să-mi bag mașina în casă. Cred că da. E mișto. N-am ce să zic, e tare ideea. Ai aici posibilitatea să-ți schimbi și haina de pe tine, exact ca în partea cealaltă. Hai să modăm și mașina asta, dacă tot așa. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu ea, pentru că nu am avut-o. Dar o să rămână așa și sper să fie salvată. Și uitați-vă puțin, deci avem aici, chiar o să-mi salvez jocul. Ne băgăm și ne jucăm puțin. Nu știu dacă e diferit calculatorul ăsta față de celălalt. Pare diferit, da. Nu cred, cred că o să fie aceleași jocuri pe care le vom juca. A? Bă, nu sunt aceleași jocuri, parcă se joacă Diablo pe ăsta. Iar pe celălalt se juca altceva, StarCraft parcă. Da, e altceva. Mă, interesant, e ora 20. Aici n-ai frigider. Asta e ce... A, ba da, ai un mini frigider. A, ok. Destul de drăguț, n-am ce să zic. Destul de drăguț. Bun, o să dormim. A, uitați-vă. Bă, nu știu, parcă îmi place mai mult casa asta decât cealaltă pe care o avem. Deși, na, e casa noastră originală și asta. Dar, până la urmă, nu știu, parcă mi se pare mai șmecheră asta. Și chiar am să încerc să-mi bag o mașină în casă. Că de ce ai ușe de garaj în casă, adică nu? Zic că e o afacere. Și aici văd că ai o pompă de benzină. Bă, asta e pompă de benzină, pe bune? Că eu n-am văzut-o până acum. Când a băgat-o? Deci stai, eu pot să cumpăr benzină de la mine de acasă? What? Dacă chestia asta e pe bune, înseamnă că e wow.
Nu, deci eu sunt chiar curios. M-a făcut super mega curios. Și dacă eu pot să cumpăr benzină de la mine de acasă, asta e deja... E prea mult. E prea mult și nu mă așteptam. Sau aici trebuie să umpli rezervorul ăsta. Refill service. Uite mă, suni la numărul ăsta și ți-aduce benzină aici. What? Ok. The fuel tank is empty, dar... Uite, 555 3835. Hai să sunăm. Unde-i telefon? Deci 555 3835. Mă întreb cu oare cât mă costă să-mi facă refill. Prețul nu te confirm. 1120. Ah, s-a pus pe, am apăsat pe unul pe tastatură. Your tank is now full. What? Glumești cu mine? Wow! Și mi-a dat 1000 de litri sau ceva de genul. Nu vine să cred așa ceva. Eu m-am gândit, bă, să-mi iau benzină la mine. Ce vorbești, mă, că a venit și mi-a băgat benzină direct aici. Cât de tare poate să fie chestia asta, glumești. Bun, hai să vedem dacă ne putem înscrie, că e deja ora 7.34. Ar trebui să ne putem înscrie în principiu. Cum începe eventul la ora 12, cică. Păi, na, îmi pregătesc mașina, dar ce să pot să pregătesc la ea, că practic e deja pregătită, n-am ce să pregătesc decât să aștept să se facă ora 12. Bă, nu știu cum stau cu benzina, eu sper că stau bine. Abar n-am. Hai să vedem ce trebuie să facem. Scoatem și frâna de mână. Și ar trebui să se întâmple ceva, nu? Că gen la ora 12, au apărut oameni într-o dată, aoleu. Apar mașini random? Ce e aici? Ok. Și acum ce? Trebuie să te pui pe poziție. Fiți atenți ce tare e. Mamă, sper să câștigăm. Nu știu exact. Sper să fie bine. Deci, partea din fața mașinii e mai slabă, da? Deci mergem cu spatele și... Dar dacă îi las eu pe ei să se bat? Ia uite, bă, ăștia, ce faceți, mă, băieți? Ok, nu știu ce se întâmplă aici. Sunteți bine? Dacă las pe ei să se bată, că uite, le scade HP-ul, corect? Și pe aia vin așa frumos când mai au foarte puțin HP. Și vin așa cu spatele. Boom! Hopa, 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 nu veni, băi, nu veni! Decât dau cu spatele, dau cu spatele. Vezi că mi-a din viață pentru că mă ating de partea asta de aici. Un pic nasol. Dar uite cât s-a boțit spatele la... Mamă, ce mi-a boțit portiera! M-au prins în mijloc. Fiți atenți că m-au prins în mijloc. Trebuie să scap de aici. Oh! Măi băieți, dar stați așa că mi-ați boțit mașina mea. Ați făcut-o... Ia uite cum arată mașina mea săracă. Eu o să mă plimb pe aici. Uite așa frumos. Și las pe ei. Ia. Să vă bateți, să faceți ce vreți voi. Că pe mine nu mă mai interesează. Că dacă eu mă duc acolo, o să fie nasol. Ăsta aș putea să-l rup. Vezi că mi-a și mie din HP, că e logic. Dar, aoleo. Hai că ăsta e praf. S-a făcut praf, unul din ei. Ăștia doi s-au făcut praf. A mai rămas unul singur, cred că. Ăsta e singurul care a mai rămas? Suntem doar noi doi în competiție? Cred că da. Aha, bravo, bravo. Hai că ai făcut-o pe asta, dacă e. Bun, trebuie să am grijă să nu mă dau cu botul. Că acolo e motorul, știi? Asta e toată faza. Și să încerc să-l mai împing pe ăsta. Asta nu știu, s-a blocat acolo. Nu știu ce se întâmplă cu el. Ok. Stai că s-a deblocat acum și nu e bine. Nu-i bine. Oh, gata, cred că a murit. Mamă, nu ți-a murit motorul ăla odată. You won this round. Am câștigat runda asta. Mamă, dar uitați-vă cum arată mașina mea. Sper că mi-o repară. Nu mi-o repară. Dar nu mi-o repară, dar îmi dă full health. E bine. Wow. Păi mașina mea o să fie praf făcută după tot derby-ul ăsta. Deci nu știu ce o să mai rămână din mașina mea. Păi da, dar tu ai intrat în mine și tot ți-ai luat din viață mai mult decât mine. Mă, imaginați-vă să conduci din first person așa. Ar fi haos. Bine că pot să mă uit din third person la mașină, că altfel... Nu fă de astea cu mine. Doar că, na, mi-au luat puțin din viață, puțin mai mult decât aș fi sperat. Încerc să mă strecor pe aici. Uitați-vă cum a ajuns mașina mea, uitați-vă cum iese roata afară din caroserie. Hai. Aia toți sunt bătuți, cred că. Aba nu, mai e unul care se mișcă.
mamă, tăticule, cum s-a dus. Dar zici că am un țep la spate. Nu, m-a dat în perete. M-a dat în perete, fii atent ce-ți fac. Salut, băiatul. Încă o rundă câștigată pentru noi, super. Și asta ar trebui să fie ultima rundă, tehnic vorbind, nu? Ok, ok. Bun, dar oricum e nebunie aici. E cam nebunie. Și gândiți-vă că eu trebuie să schimb treptele manual. Deci dacă vreau să mă duc cu spate, trebuie să dau schimbători și să schimb. Bine, nu în viața reală, doar apăs pe taste, dar gen, tot trebuie să schimb eu, știi? Adică nu merge cu spatele când apăs pe taste direct. Vai de capul meu ce e aici. Vreau să văd ce se întâmplă dacă vom câștiga toată cursa. Fugi de aici că ăla are niște țepi, am văzut parcă. Sau, nu, ba, parcă sunt niște țepi așa. Eu nu știu cum se mai conduce mașina asta în momentul de față, pentru că uitați-vă. Bă, uite-te cum arată volanul. Ce e asta? Wow! N-am mai văzut chestia asta până acum în Mombazu, să arate mașina în halul ăsta. Bun, mai sunt doi. Și cred că îi facem praf, sincer să fiu. Cred că îi facem praf. Gata! You won! Do not forget to get your trophy. Mamă, și mi-a reparat și mașina. Ce tare, bă, frate. Foarte șmecher. You should look at Roger for new shocks. Deci, practic, la Roger, nu știu cine e Roger, dar vom primi piese noi pentru mașină. Bă, mașina s-a supraîncălzit, după cum se poate observa. Ok, săraca mașină. Dar acesta este trofeul nostru, ia uitați-vă. Mamă, cât de mișto arată. Și nu știu dacă... Ia stai să pun eu trofeul ăsta aici, să mă uit așa la el. Să-l admir. Ha, mă, că arată bine, rău de tot, n-ai ce să comentezi. Uite cât de șmecher arată trofeul ăsta. Trophy Derby Demolition. Nu știu exact dacă vom mai avea și alte oportunități să facem rost de așa ceva. Dar, practic, asta este a doua noastră casă. Și dacă tot este a doua noastră casă, putem să ne punem obiectele chiar și aici. Problema acum e că trebuie să-l pun și drept. Na, perfect. Și mai să vedem dacă putem să băgăm mașina asta de derby. Pentru că n-ai ce să faci cu ea în oraș. Deci ea s-a supraîncălzit motorul. Adică este foarte, foarte ușor să supraîncălzești motorul ei. Temperatura, vedeți că e cam nasoală. Și hai să scoatem frână de mână. Să vedem dacă putem să o băgăm în casă. Să încerc să o bag cu spatele. Că văd că aici e șosea, adică... Tehnic vorbind, cred că poți. Ia. Yeah. Bă, chiar poți. Tare. Că am băgat-o prea așa, da? În rest, prin motorul, ne dăm jos și chiar mă pot strecura pe lângă ea. Hai să-i tragem frâna de mână, nu de alta, dar o să se ducă de aici după asta. Și acum închidem frumos, jbang, și eu dorm cu mașina. Deci gândiți-vă că aici este patul și aici e mașina mea. Gen, eu dorm cu mașina în casă. Dar, altfel n-aș fi avut cum, pentru că o avem și pe asta la altă. Și la asta aș vrea să o bag și pe asta înăuntru, știi că, na. Ia să vedem. V-am zis, o să dormim aici o perioadă de timp. Și după asta, probabil, în episodul următor ne vom întoarce. Dar trebuie să o băgăm și pe asta cu spatele ca să ieșim frumos. Să nu ne chinuim. Ok. Uite cât de frumos, mă, frate. Ce poți să-ți mai dorești mai mult decât atât? Avem aici și mâncărică. Cel puțin pentru o zi, eu zic că ne ajunge. Pot să închid aici oare? Sau nu se poate închide deloc? Nu, cred că ăsta e un garaj care nu se poate închide pentru că văd lumină. Dar nu văd pe undeva vreo opțiune să închid garajul. Și puțin nu cred că există. Dar ce-mi place la locul ăsta e faptul că, bă, frate, ai curent non-stop. Adică n-ai probleme. Și poți să și dormi, salvezi jocul, ai mașinile tale aici. Stai să scot din... se vede urât. Așa. Și acum oprim. Gata. Altă viață. Ai și mini-frigider. Adică, bă, ești ca la tine acasă. Ca la tine acasă. Nu ai loc să spui toate nebuniile. Acum vă imaginați și voi. Dar totuși în partea cealaltă n-am rezervor de benzină la mine acasă. De 1000 de litri. Adică e altceva. Dar n-am loc nici în frigider foarte mult să-mi pun toate chestiile. Oameni bune, acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!